Bună ziua! Continuă deja binecunoscutul sondaj popular al partidului nostru Renato Usatăi aici, pe strada Aleco Ruso, la intrarea în sectorul Ciocana. Cetățenii binevol, neforțați, reacționează la acest sondaj contra lui Dodon. Mulțumim frumos! Jos cu liocul împotriva lui Dodon! Previzibil, marea majoritate, jos cu liocul, marea majoritate reacționează împotriva lui Dodon. Sunt notele pe care cetățenii aici, pe carosabil, în stradă, îi le dau cu liocul. Reacție fantastică a celor din trafic la îndemnul jos cu liocul. Vedeți live, noi nu montăm nimic, vedeți reacția în regim real a cetățenilor. Participă marea majoritate, arată foarte clar că sunt împotriva lui Dodon, că sunt împotriva culiocului, că sunt împotriva corupției. Live vă transmitem de aici, de la Ciocana. Mulțumim tuturor celor care ne scriu pe Facebook, atât din Moldova, cât și de peste hotare, din diasporă, întrebându-ne unde azi vom efectua sondajul. Iată, vă spunem că împreună cu echipa partidului nostru, Să trăiți jos cu liocul, doamnă! Suntem pe strada Aleco Ruso, lângă Lukoil, la intrarea în sectorul Ciocana, și cetățenii reacționează. Este, apropo, cel mai corect, cel mai veridic sondaj. Iată unde, care este ratingul lui Dodon. Vedeți aceste claxoane, jos cu liocul, lungi. Încă o dată, neforțat, liber, cetățenii își exprimă atitudinea față de jos cu liocul. Mulțumim frumos, le mulțumim doamnelor. Apropo, o reacție fantastică, o participare excelentă în acest sondaj popular a doamnelor la volan. Am vrut să le remarc în special. Deci, reacția este previzibilă. Deja de câteva săptămâni, partidul nostru Renato Usatăi, jos cu liocul, efectuează acest sondaj. Colegii noștri sunt în toată țara. Reacția este una fenomenală din partea cetățenilor. Îi dau, deci cu liocul are 2%, maximum 2%, jumătate. Peste 80%, peste 80% reacționează, claxonează, mulțumesc jos cu liocul, exprimându-și dezacordul, spunând foarte clar că cu liocul, bună ziua, să trăiți, că cu liocul li stă în gât. Mulțumim frumos de apreciere un cetățean care se plimbă pe trotuar, ne susțin. Mai sunt și bicicliști care participă la acest sondaj, jos cu liocul. Reacția este una fenomenală, încă o dată, marea majoritate se pronunță. Live aceste reacții se pronunță. V-ați convins, noi vă dăm aceste reacții live să vă convingeți încă o dată cu liocul de la Moscova, dacă privește, dar ar trebui să privească. Marea majoritate, peste 80% cetățeni ai Republicii Moldova care participă în acest sondaj, în stradă, pe carosabil, reacționează contra lui Dodon, contra culiocului, contra corupției. Un semnal hotărât, jos cu liocul. Foarte și foarte clar că cetățenii
țării noastre s-au săturat de corupție, s-au săturat de culioc. Noi vom mai fi aici. Apropo, cei care ne-au scris pe rețele de socializare, încă o dată vă salutăm de aici. Strada Alecu Rusuo, lângă stația Peco Lukoil, la intrare în sectorul Ciocana. Aici suntem cu mai mulți colegi și osculiocu, cu mai mulți colegi din partidul nostru. Efectuăm acest sondaj și ne bucurăm foarte, foarte mult că marea majoritate a cetățenilor aici în stradă participă la acest sondaj.
echipa lui Dodon, noi vă salutăm, echipa partidului nostru, aici, pe strada Aleco Ruso, fantastică reacție, live! Și o spun eu! Oamenii reacționează, lumea, marea lor majoritate, simplu, încă o dată, puternic, categoric, împotriva culiocului Dodon.